Spațiile comerciale din cadrul parcului de agrement de la Corniș au fost scoase la licitație. Spațiile puse la dispoziție de municipalitate au drept scop desfășurarea de activități comerciale. Dintre cele 5 amplasamente puse la dispoziție, doar primele 4 au prezentat interes pentru agenții economici. A avut loc licitația pentru cele 6 amplasamente pe care se vor desfășura alimentații publică la Cornișa. Pentru 5 amplasamente a avut loc licitația propriu-zisă, pentru amplasamentul numărul 2 nu s-a înscris nimeni. În urma acestei licitații s-a înregistrat și o contestație la spațiul de pe amplasamentul numărul 1. Proiectul tehnic a constat în prezentarea unei schițe cu obiectivul care urmează a fi ridicat pe spațiile concesionate în vederea amenajării peisagistice și imaginii arhitecturale. Una din firme contestă partea tehnică, analiza tehnică a proiectului dumnealor, punctajul de acolo e nemulțumit și urmează o comisie de contestație să soluționeze contestația respectivă. Amplasamentul pentru care s-a făcut contestația a fost concesionat cu 400 de lei pe an pe metru pătrat.